Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Isau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosef și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosef când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a pomenit Iosef când i s-a apropiat sfârșitul de ieșire fiilor lui Israel din Egipt. Prin credință Isaac a binecuvântat. Prin credință Iacov a binecuvântat. Prin credință în lucrurile viitoare. Credința cunoaște lucrurile viitoare. Oamenii credinței proclamă cuvintele viitorului. Oamenii credinței proclamă binecuvântările viitorului. Isaac l-a binecuvântat pe Iacov și pe Isau. Cum a binecuvântat, așa și a fost. Ce a spus, așa și s-a întâmplat. Ce a spus Iosif, așa și s-a întâmplat. Cineva stă și se scarpe în cap. În grădina zoologică tot poți să vezi pe cineva care face așa. Dar tu doar ești cununa creației. Ești cu mine? Oamenii credinței sunt o mare comoară. Oamenii credinței arătau și ajutau altor oameni, generațiilor următoare, oamenilor care erau pe timpurile lor, ajutau să găsească predestinarea, să înțeleagă predestinarea, să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Aceasta este cel mai important lucru pentru om, să înțeleagă unde este Dumnezeu, unde Dumnezeu mă așteaptă. Unde este chimarea mea? Iosif a spus întregului popor evreu, iată predestinarea voastră, Dumnezeu vă așteaptă acolo. Iacov spune copiilor lui Iosif, iată predestinarea, binecuvântarea și predestinarea în viitor. Așa că Dumnezeu tot timpul are grijă și dă oamenii credinței. Înainte era poporul evreu și puteam citi despre oamenii credinței, dar acum Dumnezeu spune să propovăduim până la marginile pământului. De aceea oamenii credinței sunt în toate popoarele. Întrebarea este cât de mult noi prețuim acești oameni. Ei au făcut concluzii corecte în privința vieții lor. Dar valoarea oamenilor lui Dumnezeu este că ei au credința ca să ajute, să intri, să împlinești, să găsești predestinarea, să primești binecuvântarea, să împlinești voia lui Dumnezeu. Să știi viitorul! Aleluia! Prin credință. De aceea, credința și oamenii credinței, oamenii lui Dumnezeu, sunt o mare comoară. Deoarece ei ajută omul să găsească cele mai importante lucruri. Pe Dumnezeu, predestinarea, să înțeleagă unde trebuie să locuiască, cine este El. Eu dacă vreau merg acolo sau în altă parte. Doar că există o singură problemă. Dumnezeu nu merge după tine. Voia lui Dumnezeu nu merge după tine. Credința și oamenii credinței sunt cea mai mare valoare a timpurilor noastre și în fiecare zi ei devin tot mai valoroși. Amin.